Salutare matinalilor. Zis și trezit. Matinal la Radio România Actualități. Și primele știri în matinal. Zeci de oameni s-au strâns în fața fostei fabrici Pionierul din București, unde a funcționat clubul Colectiv, pentru a comemora victimele incendiului din 30 octombrie 2015. Portretele celor 65 de victime au fost purtate de participanții la un marș care a avut loc de la clubul Colectiv până la parchetul general. La Chișinău au avut loc ciocniri între manifestanți și forțele de ordine la un protest antiguvernamental organizat de partidul filorus Shor. Statele Unite ale Americii au atras atenția că Moscova încearcă să dărâme guvernul pro-occidental de la Chișinău condus de Maia Sandu. Atacul ucrainean de sâmbătă dimineață din portul Sevastopol asupra flotei ruse din Marea Neagră a fost efectuat cu 7 drone maritime și 9 drone aeriene și a vizat cel mai probabil fregatele purtătoare de rachete ale Rusiei. Rusia a anunțat că are plesalii față de acest atac, că își suspendă participarea la acordul de la Istanbul privind exportul cerealelor ucrainene vitale în aprovizionarea alimentară mondială. După solicitările Uniunii Europene și NATO, cere Rusiei să renunțe urgent la decizia de a suspenda acordul privind exportarea cerealelor. Președintele Vladimir Putin trebuie să înceteze să folosească alimentele ca pe o armă, transmite NATO. Președintele american Joe Biden denunță drept scandaloasă decizia Rusiei de a suspenda acordul de la Istanbul privind exporturile cerealelor. Ministerul Transporturilor din Ucraina transmite că 218 nave, dintre care 95 deja încărcate cu cereale, au rămas blocate după ce Rusia și-a suspendat pe termen nelimitat participarea la acordul de export.
și Luiz Inácio Lula da Silva, președintele de stânga al Braziliei în perioada 2003-2010, a fost reales la conducerea țării. El a câștigat ieri al doilea tur al alegerilor prezidențiale, în care l-a înfruntat pe ultraconservatorul Jair Bolsonaro, relatează agenția France Press.